Bună ziua, dragi prieteni! Suntem în 25 aprilie anul Domnului 2020, în stațiunea Covasna. Suntem după hramul bisericuței noastre de lemn, izvorul tămăduirii. Anul acesta a fost mai special. Suntem în plină pandemie de coronavirus COVID-19. Și sărbătoarea a decurs în cu totul alt mod. Dar biserica vă așteaptă imediat ce restricțiile sunt ridicate. Orașul este liniștit, lumea își vede de treabă. Ne aflăm aici chiar deasupra orașului, la hotelul Montana, un hotel foarte frumos, un hotel primitor, cu un peisaj extraordinar. Aproape de pârtea de schi. Natura și-a revenit. E foarte frumos aici la Covasna, când aveți timp să veniți într-un city break sau pe o perioadă mai lungă, avem hoteluri, pensiuni. Locul este cu totul special, ape minerale, mofete. Intrați pe internet și veți vedea ce beneficii sunt aici, medicale, aerul foarte curat și se poate face cură de sănătate și, bineînțeles, cură spirituală. Avem biserici aici și în cartierul Voinești, la Valea Zânelor, avem capelă la Spitalul de Cardiologie. Dumnezeu să binecuvânteze toată țara și toată Europa și toată lumea. Vă salutăm pe toți oriunde v-ați afla. Pentru revista Pozitiv, Matei Schinteie. Hristos a înviat!